Moldova, țara în care viața opulentă merge la braț cu sărăcia lucie. Și, lucru dovedit, suspușii acceptă să-și treacă pantoful prin praful cartierelor sărace doar în ajun de vreo campanie electorală. Sau în zile în care au nevoie să-și mai dea un pic de importanță în fața omului sărman. Și pentru că păsarea este sinonim cu grija și implicarea, echipa emisiunii Dora Show s-au gândit să le îmbunătățească viața câtorva copii. Au ieșit din forfota capitală și s-au refugiat pentru o zi la câțiva zeci de kilometri distanță, în raionul Fălești, acolo unde erau așteptați de trei familii ce trăiesc la limita sărăciei. Bună ziua, dragi prieteni! În acest an, campania Moș Crăciun există, Moș Crăciun ești tu, împreună cu Ecovzor, am ajuns în satul Ilenuța la o familie cu 7 copii. Și bineînțeles, nu am venit cu mâna goală. Haideți! După prima poartă din satul Ilenuța se ascund 7 copii nerăbdători să-l cunoască pe Emilian. În acest an, el este eroul lor. Vai, cât de frumoși sunteți! Spuneți-mi, vă rog, voi credeți în Moș Crăciun sau nu? Da. Anul acesta a venit la voi? Nu? Nu. Acești copii de mult nu-l mai așteaptă pe Moș Crăciun. L-au uitat la față și poate îl pomenesc din inerție doar în ajun de sărbători, când lepășește pragul vreun asistent social sau vreun sătean cu suflet mare. Dragilor, suntem în casa familiei Guț, o familie frumoasă, o familie cu credință, o familie care merită ajutorul nostru. În acest an ne bucurăm foarte mult să fim la voi oaspeți. Vreau să facem cunoștință. Cum vă cheamă? Gabriela. Gabriela? Bogdan. Denia? Genia! Cum te cheamă? Maxim? Iulian? Nico? Valea? Ce este cel mai complicat în educarea celor 7 copii? Problema este multe probleme, dar noi ne stăruim să le facem față la toate. Iulian cu dansurile, Gabriela mai frecventează șahul când noi avem posibilitate să o ducem. Ne stăruim să le luăm toate lucrurile de care au nevoie, să înveți bine la școală, îi ajutăm și cu lecțiile și cu tot ce este necesar. Și în acest an s-au purtat frumos, au mers exemplar la școală. Unul dintre ei, Iulian, mai visător de fire, se vede în viitor dansator. Ai vreun vis, ceva? Da. Care? Să devin cel mai bun dansator. Iar părinții zilnic fac naveta până la Bălți ca să muncească și să le asigure celor 7 copii cel puțin un prezent satisfăcător. Pe lângă darurile pe care le-au primit această familie frumoasă, vreau să vă zic că toate cele 3 familii vor primi câte un porc de Crăciun. Cine iubește cioricul? Cine o să taie porcul? Tata. Ok, vă dorim Crăciun fericit și sărbători frumoase. Soții Guțu sunt atât de modești încât nu pot vorbi cu voce tare despre greutăți. Crăciun fericit! De-a lungul anilor, Jurnal TV, prin implicare, a schimbat destine și a reușit să descrețească frunțile multor oameni ajunși în impas. De astă dată, alături de parteneri, am readus sărbătorile și emoțiile unui Crăciun adevărat în câteva familii. Am putut să facem 3 familii fericite și am adus sărbătoarea în casele lor. Aceste familii au primit în dar jucării, dulciuri pentru copii, produse alimentare și, de asemenea, au primit câte un porc cadou, pentru că de Crăciun se taie porcul, după cum știm. Cea de-a doua destinație la care urma să ajungă moșul cu suita lui este satul Glinjeni. Aici erau așteptați de 4 copii, crescuți și educați doar de mama. Până anul se noiește, plugușor se pornește și începe ora pe la casă colinda. Iarna e grea, omătui mare, semne bune ianuarie, semne bune de belciug, trageți roata de sub plug, ia mai mânați, măi! Am venit în satul Glinjeni la o altă familie care, într-adevăr, au nevoie de ajutorul nostru. Mama copiilor, Rodica Dodița, a făcut tot ce i-a stat în puteri ca să scape de acel sărai hidos și rece în care locuia alături de copii. Vreau să vă zic că această familie este o familie foarte și foarte numeroasă. 4 copii minori și 3 copii deja care i-ați trimis în lumea mare. Sărbătorile de iarnă, cum le petreceți voi? Cum să vă spunem? Deodată cam rău, fiindcă suntem mulți, lucrez numai una singură. Avem grijă de copii. A
luat cu împrumut o casă și nici până în prezent nu are forțe să întoarcă cei 2500 de euro. Atât a costat o siguranță copiilor. Singurul e greu de descurcat. Cum n-ar fi? Zarplata e mitică și de mâncare tot noi. Și să cu 3000 de lei. Cel mai mare are un vis, să împlinească majoratul și să scape de Moldova. Pentru el, țara lui înseamnă sărăcie și deznădejde. Doar astfel simte că va putea să-și ajute mama, care nu-și mai vede viața din datorii. Focul e făcut, apa e pregătită, pentru mâncare e pregătită. Așa mâncarea și la culcare iar dimineața, iar noaptea mă duc, noaptea vin. Mulțumesc foarte mult, foarte mult. Eu nu m-am așteptat ca să am așa o zi frumoasă. Sunt multe familii neajutorate în această țară. Șansele să-i ajuți pe toți sunt foarte mici. Dar sigur, fiecare din noi are puterea să schimbe cel puțin un destin. Asta a încercat să o facă și Emilian Crețu. Bună ziua, copii! Dar ce optimist! Bună ziua mai tare! Puteți să spuneți! Bravo! Alături de el am ajuns și la a treia familie, care stă într-un bloc din Fălești, în condiții greu de imaginat. Deci, cine-s ce faci în casă? Tu pe mami cum ajut? Mânător! Pelvisela. Pelvisela? Bravo, mături. Dacă n-ai scris mare, ce vrei să devii? Ce vrei? Tractorist, mașinist. Ce vrei tu? Ce profesie vrei? Mașină. Vrei să fii mașinist? Dar tu? Eu și cântăreață și dansatoare. Ca să se încălzească și-au construit o sobă în care își permit să pună de foc doar o dată pe zi. Tata la copii n-ajută, nu se răspunde cu ei. Cu ce vă ocupați dumneavoastră? Lucrez la școala rusă. Servitoare. Ce 1700. Ce este cel mai greu iarna pentru dumneavoastră? Lemnele. Așa noi ne descurcăm, dar mai mult noi avem nevoie de lemne. Noi credem în puterea exemplului. Noi știm că o faptă bună poate fi molipsitoare, iar poveștile noastre își așteaptă finalurile fericite. Dar știți o poezie pentru Moș Crăciun? Da. Moș Crăciun tupi la noi, dacă e zi de anul, nu ne aduce jucari verde cadou. Te rugă frumos, toc, tu-mi pun la polul not și-n toan de omăt sunt încinte suparate. Bravo, aplauze! Fiecare om trebuie să creadă în minuni și într-un personaj care va schimba lucrurile în bine. Pentru că Moș Crăciun există, pentru că Moș Crăciun ești tu. Moș Crăciun e